Bună dimineața, suntem alături de Noris. Astăzi este ziua cea mare, Noris. Mergem la nunta lui Zgaugrau și o să mergem pentru prima dată cu mașina în Moldova. Pentru cei care nu știți pe Zgaugrau, este un prieten foarte vechi de-al meu și de-al lui Noris. Ideea e că e foarte ciudat că noi acum mergem la nunta lui și mă face să mă simt foarte bătrân. O să și fie... are și copil. Da, are și copil și o să fie un sentiment foarte ciudat. E un clip foarte special, așa că dați acolo pe butonul de like și să înceapă excursia. Aproape full mașina, cam așa arată traseul nostru de astăzi. O să trecem, cum am spus, pe lângă Golden Gate-ul de România, la Brăila aici frumos. Și ne estimează că o să ajungem cu 27. Eu chiar zic că o să ajungem undeva la 40, ceva în genul ăsta. Dar vedem noi ce se întâmplă și cel mai important, pe unde o să încărcăm noi la Galați. Știți că de atâtea ore am făcut noi drumul morții pe Eurotrack cu volanul. E bine, cred că am ajuns practic și pe drumul morții de România. Știu că așa este numit drumul ăsta DN2. Uitați-vă și voi cum arată. Banda din dreapta este foarte mică și camionul este nevoit să intre pe banda mea. După aceea, dacă vreau să fac o depășire, face și la de pe celălalt sens. E un întreg haos pe drumul ăsta. E chiar oribil drumul ăsta, dar înainte să fac un an de permis, am ajuns să circul și pe drumul ăsta. Ia să facem noi o depășire. Ba, murim! Băi, ți-am dat de incendiu de vegetație, pe lângă că s-a stricat drumul, ia uite ce aici, în dreapta. Deci, am dat de incendiu ca lumea, ne-am pus pe recirculare. Că e insane, mamă, frate, ce aici? Mașina de pompieri acolo. N-am mai primit niciodată o astfel notificare la mașină, ia uitați-vă aici. Planificați următoarea încărcare, sunteți aproape prea departe de punctele de încărcare cunoscute. Deci, n-am mai primit niciodată o astfel de notificare. Se vede că merg într-o zonă unde n-am mers niciodată cu mașina asta. Și observă că nu mai sunt nici superchargere, observă că nu sunt nici alte încărcătoare pe care le cunoaște mașina. Așa că e ceva gen, bă, vezi că trebuie să încarci undeva, știi? Și de data asta ne spune că veți ieși în curând din raza tuturor punctelor de încărcare cunoscute. Ne spune că ne ducem practic în pustietate. Și chiar e mare podul ăsta aici, mă. De acolo până acolo, nu? Dar zici Noris la podul din San Francisco aici. Te-am ajuns în America. Golden Gate de România, suntem aici, nu-i problemă. Lucru interesant la podul ăsta, pentru că care trecem acum podul de la Brăila, Golden Gate de România. Oțelul care s-a folosit, practic cât de mult oțel s-a folosit la podul ăsta, era destul cât să înconjoare planeta la ecuator de 2 ori. Deci puteai să înconjuri planeta de 2 ori la ecuator. Cât oțel s-a folosit la podul ăsta. Este al 3-lea cel mai mare din Europa și cel mai mare din România. Ăla era și mai chiar dintr-o geau. Amă că suntem bine. Nu știu de câte ori să mă vedeți pe mine pe vlog așa. Da. Cum sunt, Noris? E chiar, domnule președinte, Klaus Iohannis, să-mi spuneți. Am uitat să vă anunț o dată ce am ajuns în Galați și cu cât am ajuns. Am ajuns în jur de vreo 33-34%, ceva în genul ăsta. Acum avem 27%. O să vedem și unde o încărcăm, dar acum ne îndreptăm repede, repede, jur către biserică, că trebuie să ajungem la o nuntă. Cum e să fii căsătorit? Energic, putere, forță, o afacere care e la început și se poate dezvolta cu putere pe viitor. Căsătoriți-vă și voi mai repede și faceți copii. Faceți afacere, auzi. Așa, cum zice. Am făcut roșii din încărcător. Și ne spune că în 5 ore se face full. Deci am rezolvat și problema cu curentul, aparent la locul unde este festivitatea. Proprietarul are un Tesla Model S, așa că m-a salvat și încărcăm cum trebuie.
the next day. Bună dimineața. Bună dimineața. Am lăsat mașina în soare și e oribil de cald, zici că e în seră în interior. Trebuie neapărat să-i fac o spălare, deci zici că e zgâriată din toate felurile, e oribil mașina. Urăsc la drum lung când trebuie să mergi cu mașina și se face oribil de murdară. A few moments later. Eu zic că e altceva acum, altfel acum cum e strălucitoare. Hai, ugeare, a, aici e un pic pierdut. Pierdut de tot. E pierdut de tot. Păi da, că s-a pus încălzirea în spate, acum în spate îi fac mai mezer, mai ecu. Dă-o capul drept, eu gen drog frumos, stau. E, ca clar, ok, zi. Faci bărbatul meu, faci bărbatul meu frumos. Bărbatul meu frumos, ce iubesc. Bărbatul meu, bărbatul meu, bărbatul meu. Ia uitați ce Mercedes conduce domnul Zgau. Da, guys, cam asta a fost aventura noastră la Galați. Suntem aici alături de Radu, într-o dată casă de piatră și... Oameni, puteți scrieți în comentarii dacă vezi că Andrei Rău să fac o piesă, o dedicație pentru Tesla. E provocare! Andrei Rău, te provoc să faci o piesă în care să o dedici Teslei. Să spui cât de mult o iubești și cât de bună e. Și cât de zero consumă, zero emisii, zero taxe, motorina 50 de lei pe plin. Adică... Cum ar fi? Cred că ai merita. Merită mașina asta o dedicație. O piesă. Da. Mai vedem noi legat de treaba asta. Noi acum o să plecăm, este în jur de ora 1 dimineața și o să plecăm spre București pentru că așa am luat noi decizia că e mai ok. Și sperăm să fie un drum liniștit pentru că teoretic nu prea ar trebui să fie mai nimeni pe drum. Așa că ne vedem la București cu bine, sper. Momentul adevărului. Dacă ajungem sau nu, ia să vedem. Bă, hai, Doamne ajută, te rog. Că ajunge, n-ai cum să n-ajungi. Avem 82% baterie, 1 dimineața și ajungem cu 19. Ok. Deci avem un buffer destul. E bun, e bun. Am zis că ne întoarcem și noi la București. Suntem pe drumul către nicăieri. Efectiv, n-am mai văzut o mașină de vreo 20 de minute. Sperăm să nu dăm de o groapă, de-aia nașpa, atâta doresc. Am ajuns. Bun. Am ajuns cu 17% și cu jumătate de oră mai devreme. Copilotul meu este pe mod avion. Mod avion. Pe mod noapte, că e 4 dimineața. Cred că putem concluziona că cam asta a fost aventura noastră la Galați. Acum asta așteptăm puțin să se încarce mașina și după aceea o să ne ducem și noi acasă să ne culcăm, pentru că e destul de târziu. Copilotul meu deja a tras un pui de somn. Eu am fost Andrei Eldur de Nori, sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de like, abonați-vă dacă sunteți noi pe canal și ne auzim data viitoare. Ciao.